În acest video am să încerc să-ți explic termeni importanți din domeniul Bitcoin, cum sunt cheia privată, cheia publică, portofelul de Bitcoin și adresa de Bitcoin. În esență, Bitcoinii se țin în portofele și ca să ai acces la Bitcoinii tăi, trebuie să folosești o cheie privată. Numărul de chei private este foarte mare, de ordinul 10 la, 7, la puterea 77. Ca să înțelegi cât de mare este acest număr, îl putem compara cu numărul tuturor atomilor din universul cunoscut, care este 10 la puterea 80. Deci îți cam dai seama că sunt extrem de multe portofele de Bitcoin care sunt disponibile și nu trebuie să faci niciun fel de economie atunci când folosești portofele de Bitcoin. Hai să vorbim acum despre aceste chei private care sunt esența sistemului. Ele sunt de fapt niște numere. Niște numere foarte mari. Un număr de genul ăsta, un număr de cheie privată, poate să fie ceva de genul 2 la puterea 256. Deci sunt foarte, foarte mari. Practic sunt 256 de biți. Aceste chei private, prin prelucrare matematică, duc la celelalte elemente de care avem nevoie pentru a trimite sau a stoca Bitcoin în portofelele noastre. Din cheia privată, care este un număr mare, se derivă matematic cheia publică, care este un număr mai mic. Iar din cheia publică se derivă adresa de Bitcoin, care este un număr și mai mic. De la ce se folosesc fiecare dintre ele? Cheia privată se folosește pentru a putea avea acces la portofelul tău. Cheia publică se folosește pentru a putea pune înăuntru bitcoinii pe care îl primești. Iar adresa se dă unei terțe persoane ca să știe unde să îți trimită bitcoinii. Și acum să vedem procesul în sine. Avem portofelul meu și portofelul în care eu vreau să trimit niște bitcoin. Ca să pot trimite bitcoinii de aici, aici, am nevoie de adresa portofelului. Primesc adresa portofelului. Aceasta este adresa portofelului care corespunde acestui portofel. Eu primesc această adresă, da, și bitcoinii mei, unde sunt bitcoinii mei? Ah, uite bitcoinii mei. Trebuie să iau de aici și să-i duc aici, da? Am primit adresa respectivă. Ca să pot să scot bitcoinii din portofelul meu, ce am nevoie? De o cheie privată. Îmi iau cheia privată, deschid portofelul și trimit către această adresă. Bitcoinii se duc aici la această adresă. Ca să poată să intre în acest portofel, trebuie să folosesc sau se folosește cheia publică a acestui portofel. Cu această cheie publică băgăm acești bitcoin înăuntru în portofel. Dacă vreau din acest portofel să trimit altundeva acești bitcoin, trebuie prima dată să iau cheia privată a acestui portofel. După cum vezi, această cheie este diferită de această cheie. Ambele sunt chei private, dar asta funcționează numai la acest portofel, iar asta funcționează numai la acest portofel. Deci dacă vreau să trimit mai departe bitcoinii primiți, intru cu cheia privată a acestui portofel, îl desfac, scot bitcoinii și îi trimit mai departe către o altă adresă. Acesta este procesul, evident, foarte simplificat ca să poți să îl înțelegi, dar este un proces foarte bine pus la punct, pentru că din adresă eu nu pot să îmi dau seama care este cheia publică, iar din cheia publică nu pot să îmi dau seama prin calcule matematice care este adresa privată. Așa e făcut sistemul, că el funcționează într-o singură direcție. După cum ți-am spus, din cheia privată se transformă, se găsește cheia publică și de acolo adresa. Acest procedeu este foarte sigur și o să vorbim într-un alt video cum poate fi atacat, dar pentru moment nu este posibil pentru că e nevoie de un computer cuantic.